Da, citeam un mesaj din partea unui telespectator care zice cam așa: ce țară e asta în care șeful serviciului de control al legalității e primul care încalcă legea? Discutăm despre cazul doamnei Maria Buleandru, da? Actualul prefect și fost, ia să găsesc eu, da? Șef al serviciului de controlul legalității și al aplicării actelor normative contencios-administrativ relația cu autoritățile locale. Doamna Buleandră ar fi trebuit, nu? Când era în această funcție, da? Să fi ferit, nu? Ca de dracu de a face lucruri ilegale. Da? Așa e în România. Așa e în tenis. Da. Altcineva zice așa. Varianta 3, domnule Tereacă. Varianta 3 care? Că nu-și dă nici demisia și nici nu va fi demisă. Și eu înclin să cred că spre asta ne îndreptăm. Domnul avocat zice că va fi... Nu, că își va da demisia înainte de a fi demisă. Nu, mă demit singur. Da. Altcineva zice așa, vă rog să faceți un calcul mic aritmetic, arestează pe unii și ies alții la suprafață. Câți ani trebuie pentru o epurare totală? Salut pe domnul avocat și pe dumneavoastră. Câți ani trebuie pentru epurare? Păi asta este... un ciclu care nu se va sfârși niciodată, domnul avocat, nu? Deci, arestează pe unii, ies alții. Eu sunt optimist. Adică cei care sunt în funcții publice de acum vor sufla și neaurt. Da? Își vor îndeplini atribuțiile de serviciu ca la carte o perioadă. Cât anume, vom vedea. Dar nu va mai fi dezmățul. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu avocat. Nu mai va fi dezmățul pe care l-au avut la... Mă rog, pe cine care poate acum fura... Va fura în continuare, crezând sau sperând că nu va fi prins și vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, că avem cazuri mai recente, așa, am avut și niște profesori acum, da, și au fost unii înaintea lor prinși, luați, dus cu autobuzul de procurori la anchetă și nu s-au ferit ca peste câteva luni să comită acte infracționale. Acum, nu lasă să sunteți mai pesimist, așa, nu, de fire, nu, mai da. Optimist, nu, mai da. Pesimist. Da, mai optimist, eu sunt ăla mai pesimist. Bun, haideți să trecem de la corupție la lifturi, da, e o trecere foarte suavă. 21 de milioane expertiza unui lift, avem o declarație a domnului Gheorghe Tănăsescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Buzău. L-am avut și în studio, aici în urmă cu câteva săptămâni, susținea atunci suscitare domnul Tănăsescu, se înfoiază așa ca un cocoș, da? Sau cum îi spune, mai e un animal din ăsta, ca un păun, așa se înfoiază domnul Tănăsescu, că domnule, nu o să plătesc niciodată taxa asta la CNCIR, că e o minciună, o prostie. N-a avut ce face domnul Tănăsescu și din câte înțelegem azi sau ieri, a plătit 21 de milioane ori 5 blocuri. Deci vreo 100 de milioane taxa asta de lift. Haideți să vedem o primă declarație a domnului Tănăsescu. Să ridică la suma de 2108 lei de ascensor. Deci până a intrat în vigoare acest ordin, ordinul 1404 din 9-9-2010, să plătea 372 de lei pentru verificarea ascensorului, care o plătim și pe aceea. Inclusiv tot ce depinde de anumite subansamblu de înlocuit și astea, se ducea în jur de 1000 de lei de ascensor, de 10 milioane lei vechi. Da, l-am văzut din nou pe domnul Tănăsescu, cătrănit, dar mai puțin revoluționar, cel puțin în clipul pe care l-am difuzat, că o să mai avem unul cu domnul Tănăsescu foarte combativ așa și sever. Așadar, 21 de milioane taxă pentru lift, expertiză care poate merge până la maxim 3 ani în funcție de vechimea liftului respectiv. Dacă liftul e mai vechi, poate expertiza asta să fie pe un an sau doi dată de
CNCIR, ați văzut și declarația domnului Tănăsescu, până de curând să plăteau doar 3 milioane sau 3 milioane jumate și eventual, dacă liftul respectiv necesita reparație, se putea ajunge până la maxim 10 milioane pentru liftul respectiv. Acum ăștia 10 milioane se vor plăti în continuare. Bașca, aceste noi 21 de milioane, văzusem pe la colegii mei pe la știri, liftul devine un lux la Buzău. Bun, aici sunt două chestiuni, una dintre acestea aș vrea să o înțeleagă foarte bine telespectatorii, și anume, siguranța și viețile oamenilor sunt foarte importante, deci, ca principiu, sunt de acord că trebuie să fie tot timpul verificate lifturile, tot timpul să fie expertizate. Problema este însă alta. Și ajungem la corupție, dar la corupție la nivel înalt. Înainte, ISCIR-ul era o instituție de stat. Da? Cu o manevră din asta pe de listă, s-a privatizat. Și acum această, nici nu știu ce reprezintă inițialele astea care... CNCIR. CNCIR. Deci de la ISCIR a ajuns la CNCIR. Deci această CNCIR... Păi nu, există în continuare și ISCIR-ul și s-a înființat pe lângă ISCIR și CNCIR-ul. Așa. Da? Deci este o șmecherie de furat bani. Da? Spun încă o dată, sigur că da, trebuie să avem grijă de siguranța locatarilor și să fie expertizate, dar de ce să o facă ca pe o afacere pe lângă ISCIR, atâta vreme cât cei care dau avizul sau care supervizează din punct de vedere tehnic toate lucrările astea și la centrale și la așa, este ISCIR-ul. Așa cum spuneam, aici a fost o șmecherie. Cine a fost șeful, dacă mai ții minte, a fost un pic de scandal la epoca respectivă, era o rubedenie a unui mare demnitar care a avut grijă să dea ordonanța asta să înființeze șmecheria asta. Bun, și noi trebuie să plătim, domnul Abuca, asta da? Este. N-avem ce face, deci 21 de milioane, uite, noroc pentru cei care stau în blocuri de 4 etaje, da? Ăștia scapă de această nouă taxă, da, pusă pe cârca este românilor. Un orariu de expertizare a blocului, a liftului respectiv. Bun, din câte am înțeles de la domnul Tănăsescu, oamenii nu fac nicio expertiză, nu verifică dânsi, doar așa să uită așa puțin la list, da? Și semnează niște hârtii. Nu e adevărat, pentru că știu foarte bine că ei își asumă o responsabilitate când semnează și pun ștampile aia. Dacă se întâmplă ceva... Da, și își asumă responsabilitatea cum și asumă ăștia de la gaze, da? A zis, vin, semnează și când explodează blocul, domnule, nu e vina noastră. Ba unii, mi-aduc aminte acum de curând, au sunat ăia de acolo. Domnilor de la gaze, miroase gaze aici, veniți că e ceva în neregulă pe la țevile astea, pe la instalații. Au venit băieții, au măsurat pe acolo, nu e, domnule, nimic, au chiar chemat iar. A doua zi, domnule, totuși în continuare miroase. Au venit iar băieții de la gaze. Nu e, domnule, stați liniștit, vi se pare dumneavoastră. A treia zi a explodat, da? Vă dați, aveau responsabilitatea aia de la gaze când au semnat. Da, asta, responsabilitatea, mă sigur, are grijă parchetul să fie trasă din punct de vedere legal. Da, dar unii au dat colțul. Nu mai au nicio treabă aia care asta au dat colțul cu parchetul respectiv. Mai avem un telefon în direct. Bună seara! Da. Alo. Să rămână, spuneți. Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vreau să-l contrazic pe domnul Angelo. Spune, vă rog. Spune și verifică liftul. Cu regrete. Nici măcar nu știe cum arată, dar doar bani luați. De unde știți dumneavoastră? I-ați văzut pe băieți ăștia? Păi, dar normal, eu dacă locuiesc... în bloc cu 10 nivele și ne-au luat bani și nimic n-a verificat, nimic n-au făcut. Sunteți șefa de scară a blocului respectiv sau? Da, știți dumneavoastră că am mai vorbit. Ați mai sunat dumneavoastră în emisiune. Exact. Uitați, domnul avocat. Deci doamna da. Șefă de scară și... Parte și din Consiliul Asociației. Ia auziți. Atunci foarte rău ați făcut dacă ați plătit fără să vedeți ce a făcut acolo. Domnul avocat, eu vă spun un singur lucru. Acum 7-8 ani în urmă, când făceam ISCIR-ul, veneau două zile, trei care oprea și atunci ăla. Acum, în ultimul timp, nu știe decât să bage în buzunar. M-ați înțeles? Da, vă cred, dar... Dar i-ați văzut, vă mai întreb încă o dată, i-ați văzut la față pe ăștia de la CNCIR? Nu,
Nu, doar pe Ion, care este mecanicul liftului, nimic. Dumneavoastră nu mă înțelegeți, eu da. Sunt... De ce le-ați plătit atunci banii? Doar Ion i-a văzut, Ion i-a văzut. Păi nu, asociația i-a luat și atât. Am înțeles. Încă o dată vă întreb, domnul Ion i-a văzut pe băieți ăștia? Păi nu știu, că nu l-am întrebat. Nu l-ați întrebat. O fi fost la firmă acolo, la ei, nu? Am înțeles. La instituția respectivă. Nu, dacă i-a fi văzut la lift, aici. A, nu, nu, frate, păi dacă era el, trebuia să fie prânde cu el, nu? Da, se deranjau foarte mult să vină să vadă liftul, da. Aveți dreptate. Nu. Mulțumesc mult de tot pentru intervenție, doamnă. Să rămână. Iată, domnule, deci cum am spus, au dat cu plai vasul, cred că au semnat ok, da, și au semnat apoi este 21 de milioane. E adevărat, este o întreagă procedură, nu semnează nimeni ca păi primar. Păi uitați ce spune doamna și să pricepe, mai bine eu ca cred, mulți bărbați. Dacă au plătit așa și fără ca asociația să fie prezentă la momentul expertizării, treaba dumnealor. Au dat banii pe NV. Da, mai avem o declarație războinică de data asta a domnului Tănăsescu. Șeful Uniunii Asociațiilor de Proprietari zice că s-a plâns vis-a-vis de problema asta la toți parlamentarii de Buzău, dar niciunul nu l-a ascultat, evident, și niciunul n-a făcut nimic. Dar domnul Tănăsescu o să se răzbune. Haideți să vedeți cum. E posibil să-și aplece urechea începând în anul 2006, când probabil mai sunt alegeri, nu știu câți vor îndrăzni să, și o spun cu toată seriozitatea, din cei care sunt inclusiv pe plan local Buzău, să vină să ne ceară votul. O să opresc absolut toate lifturile pe care le-am în asociație să nu meargă să ceară votul din ușe, ușe. Să meargă pe casa scării. Deci ați văzut declarația războinică a domnului Tănăsescu în campanie electorală, nu din 2006, din 2016. Adică de la anul, nu mai e mult. Al de cine? Domnul Ciolacu, domnul Cezar Preda, domnul Popa, ce parlamentar din ăștia mai avem? Domnul Teodorovic, domnul Nicolicea, trebuie să facă pregătire atletică de dinainte, da? Pentru a putea urca până la etajul 7, la etajul 8, 9, 10 la alegătorii de acolo pentru a-și prezenta platforma program. Lifturile în acea perioadă, în iunie, da? Sau nu, în decembrie 2016, lifturile din Buzău se vor defecta subit. Da, de la blocurile turn. Eu aș vrea ca toată populația să reacționeze cam la fel ca și domnul respectiv. Dar, din nefericire, cel puțin, cred că de un mandat al lui Boșcodeală am făcut noi emisiune, nu? Cel puțin dinainte de actuală mandat al lui Boșcodeală, noi tot am spus cetățenilor, nu ne vedeți că pierdeți, sau cum, votați pentru un primar pentru 2-3 ani. Nici într-un caz pentru 4 ani. Da? Cine să ne asculte? Păi stați puțin, că nu... Trece timpul, vedeți, domnul, s-ar putea să împlinească termenul de 4 ani și chiar mai mult de atât. Lasă, dracu, de treabă. Bun, mergem mai departe, trecem la un alt subiect legat de băieții ăștia de la Distrigaz. Acum sunt firmă privată și nu mai sunt de stat, se zice GDF Suez, da? Sunt niște francezi, da? Care vor să ia doar bani, dar vor doar profite, evident, că așa sunt firmele astea internaționale, multinaționale, fără să facă investiție. Iată, avem un caz aici la noi, la Buzău, la Poșta Câlnău. Înțelegem că oamenii au gazul la marginea satului, trece conducta apă acolo, numai că licență pentru comuna respectivă Poșta Câlnău are Distrigazul, care însă nu vrea să investească în realizarea rețelei, dar nici nu vor ăștia de la Distrigaz să lase pe alții. Înțeleg că domnul primar de acolo s-a zbătut și a găsit un investitor dispus să bage bani în realizarea rețelei de gaze în comună. Dar ăștia de la Distrigaz zic nu, că licența este numai a noastră. Nu vrem să o dăm și la alții. Haideți să vedem declarația domnului primar Sorin Munteanu de acolo, de la Poșta Câlnău. Fostul primar a concesionat sistemul de alimentare cu gaze, distribuția gazelor în comună, către Distrigaz. Asta pentru un singur consumator. Iar investitorul pe care noi l-am găsit și s-a ocupat și de studiul de fezabilitate împreună cu noi, nu poate concesiona această distribuție, întrucât nu se poate prin lege, decât o singură firmă poate face acest lucru.
iar această concesiune a fost făcută către distrigați de către fostul primar și aici ne-am împotmolit. Nu ne rămâne în continuare decât să facem demersurile necesare și probabil prin hotărâre de guvern să anuleze această concesiune, deși este foarte greu. Da, cu distrigazul n-ați încercat să faceți lucrarea? Am încercat cu distrigazul pentru că am avut oricum nevoie și de un aviz de la dumnealor, numai că nu sunt dispus să investească. Sursa este la intrarea în comună. De asta spun că investiția nu este foarte mare pentru început. Deci, gazele sunt la marginea satului, ca să fiu mai exact. Numai că nu ne putem lega de această sursă, întrucât investitorul nu este dispus să investească într-o cauză moartă. Practic, el ar face investiția și nu ar recupera-o niciodată. Adică ar veni, s-ar așeza la masă, distrigazul. De ce nu se poate recupera investiția și cum de o făceau ceilalți? Omul ar recupera investiția prin administrarea acestui sistem de alimentare cu gaze, iar această acțiune este sau acest serviciu este concesionat către distrigaz. Deci știu să vă întreb, locuitorii ar dori, sunt mulți care ar dori să aibă gaze? Ar dori și locuitorii, dar cel mai important este că am putea ridica potențialul comun, am atrage mai mulți investitori. Industrializare fără gaze nu se poate, mă rog, bineînțeles și fără celelalte, dar ajungem și la aspectul acesta cu gazele și e mai greu să atragem investitori atâta vreme cât nu avem gaze în comun. Da, am văzut declarația primarului de acolo, din Poșta Călnău, evident frustrare pentru locuitorii acestei comune sau unii dintre ei, mă rog, poate cei mai avuți acolo care și-ar permite așa ceva, da, să plătească gazele și alimentarea de la branșament, ce putem să mai zicem, sau zic eu, da, rușinică, nu, pentru băieții ăștia de la Distrigaz. Înțelegem că nu vor să investească, domnule, dar dacă tot nu vrei să investești, măcar lasă pe altul care vrea să facă treaba asta, câte vreme e vorba de un serviciu de utilitate publică. În momentul de față, locuitorii iată de Poșta Călnău nu pot beneficia de această facilitate care ține până la urmă de civilizație, pentru că ăștia de la Distrigaz țin cu dinții de licența asta și din câte înțeleg doar guvernul îi poate retrage licența asta, dar evident guvernul nu va avea niciodată timpul și disponibilitatea de a se ocupa de un astfel de lucru mărunt, retragerea licenței distrigazului la Poșta Călnău. Domnul avocat, un comentariu dacă mai aveți. Păi eu de data trecută am spus cam care ar fi soluția. Mărăcinenul a rezolvat problema. Problema Mărăcinenului este că nu se pot lega. Da, dacă se duce cu respectiva instalație cum spune, intracomunală, da? Se duce ca să înțepe la distrigaz, distrigazul nu mai are ce face. Pentru că distrigazul ce face? Operează o rețea construită. Ziceți dumneavoastră la Mărăcinen, dar acela Poșta Călnău... Același lucru. Se duce, ce spune... Este țeavă și este alimentat un singur utilizator, o societate comercială acolo. Haideți să ne înțelegem. Domnul spune, am găsit un investitor, dar ăla nu vrea să facă, pentru că după aceea distrigazul este cel care exploatează. Păi asta este legea, deci fiecare își face, își plătește, cum spune, se duce și contractează cu cineva să-i facă alimentarea până la poartă, da? Da. Păi alimentarea până la poartă o plătește omul, da? Și devine după aceea, după ce se branșează, devine proprietatea distrigazului. Asta este culmea culmelor, da? Mă rog, asta este legislația. Bun, atunci comuna poate să facă instalația pentru până la poarta omului, da? Cu un investitor, ei să-i plătească serviciul respectiv și după aceea distrigazul nu mai are ce să miște. Că el doar face branșamentul și operează. Păi da, dar investitorul ăla cum își mai recuperează banii? Păi se plătește de către primărie și de către cei care vor să primească gaze. Nu îi plătește nimeni. Atunci să aștepte până când să... Investitorul făcea investiția, da, și aștepta să-și recupereze banii ăștia în câțiva... Nu se poate. An sau zeci de ani. Nu se poate, din pentru că... plata facturii la gaze. Probabil investitorul își punea și el acolo un adaus la prețul metrului cub. Operarea unei rețele de gaze se face de către distrigaz care are licența. Scurt, faptul că tu îți faci rețeaua pe banii tăi,
Este cu totul altceva. Dar investiția în ce constă? În săpat șanțuri, băgat țeava în șanțul respectiv, cu toată tehnologia. Vă dau un alt exemplu, domnul avocat, și mi-a dat un exemplu. La Gălbinaș, de exemplu, nu există niciun distrigaz. Păi n-are de ce să fie, pentru că licența acolo nu se știe a cui, probabil este. Dar nu, oricum, cel care operează rețeaua din Gălbinaș... Petrom. Da? Rețeaua din Gălbinaș este exploatată de cineva. Proprietatea acelei țevi pe care a plătit-o probabil comuna, fiecare cetățean în parte, a trecut automat la cel care operează rețeaua. Da, haideți să luăm telefonul în direct. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Eu sunt în Berca, să rog. Și la noi în Berca, cu toate că această comună a avut gaze de la Dumnezeu, introducerea gazelor la persoanele fizici a durat un timp. Spre exemplu, la noi în satul Rătești s-a băgat după 92-90 în perioada aia. Și exact ce spune maestru, rețeaua publică s-a făcut pe cheltuiala noastră, a oamenilor, până la branșamentul de la așa, s-a împărțit în mod egal pe așa, a participat și primăria cu cotă din bugetul local. După ce s-a terminat lucrarea, lucrarea a fost contractată cu un ăsta, cu un executant, a creat stat, care are licență, care poate efectua lucrări pentru gaze. După ce s-a făcut lucrarea, a trecut în lucrarea ca atare, a trecut în patrimoniul rețelei publice, adică în patrimoniul statului. Acum este la distrigaz, distrigazul fiind cel care distribuie gaze în România. Deci acolo, la poșta Câlnău, e undeva așa un fel de... Deci ar vrea să cheltuiască, dar să nu cheltuiască. Deci dacă oamenii, primăria ar vrea să facă ce trebuie acolo, așa, ar cere bani oamenilor, ar veni distrigazul și ar face lucrarea dacă are licență sau ar angaja o altă firmă. Care... Păi de asta îți puțin, domnul meu. Oamenii își plătesc de la branșament, da? De la drum până spre casă. Da. Nu. Deși pe drum tot oamenii... Și pe drum tot oamenii... Păi stați puțin, păi, dar de ce să plătească? Păi e vorba așa de o investiție... Nu, așa e o investiție foarte mare. Nu e foarte mare. Și oamenii n-au bani să plătească așa ceva. Nu e adevărat, nu e foarte mare. Ba da, este foarte mare. Costă foarte scump. Dacă la nivelul 90 niște oameni necăjiți după comunism a fost în stare să plătească, se poate și acum. Da, dar stați puțin, care e problema? E un investitor care vrea să... De câte înțeleg... Investitorul acela nu are temei legal. Există, costă un milion de euro investiția asta, da? Nu e adevărat, e imposibil. Ăla nu are nicio legătură cu gazul care trece prin conductă. Exact. Înțelegeți? Deci investitorul ăla nu este distribuitor de gaz. El face doar lucrarea. Ba da, nu este adevărat, domnule, el face doar lucrarea. Nu e adevărat. Vă dau, este firmă, nu știu cum îi spune, de la Mizil. Da, domnule, dar nu are nicio legătură cu distribuția de gaz. Distribuția de gaz se face doar pe distrigaz, atât. Nu este adevărat, vă contrazic. Sunt o mulțime de firme în țară care fac distribuție de gaze. Care sunt? Ia dați-mi, mai dați-mi un... Nu știu, uite, de exemplu, XXX din Mizil, firma asta, nu știu dacă se numește așa, dar este firmă care, această firmă din Mizil, este cea care distribuie gaze în momentul de față, are licență pentru Verneș, pentru Berca, pentru cum îi spune, Pârscov, pentru Gălbinaș, și această firmă din Mizil. La Berca GDV-ul este de gaze, la ei se plătește. Da, dar sunt comune care nu sunt alimentate de către distrigaz. Nu are licență exclusivă distrigazul. Vă spun sincer, sunt și alte firme autorizate. Păi care fac treaba asta. Și același lucru se întâmplă și acolo. Păi deci, da, și aici oamenii... vrea să vină firma respectivă, da? Să facă rețeaua, da? Și să distribuie gaze în comune, dar nu-i lasă ăștia de la distrigaz. Stai să ne înțelegem. Face rețeaua, îi se plătește ceea ce a făcut serviciu și exploatarea se face de distrigaz. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Păi spune și telespectatorul nostru. Adică distrigazul deține monopolul, vreți să spuneți dumneavoastră. Nu este adevărat. Are licența, domnule, dacă are licență. Statul român deține monopolul. Nu, păi sunt și alte firme, v-am mai spus, sunt alte firme, o să... Mai uitați-vă și... Eu sunt 100% întrucât am vorbit săptămâna trecută cu primarii din municipiul Buzău. Soluția pentru domnul primar la poșta Câlnău este să stea de vorbă cu oamenii care îi păstorește, să le ceară bani și să facă instanță. Știu că e greu. Păi nu sunt bani, sunt... Dacă nu sunt, atunci să găsească... Păi da, dar pune firma banii ăștia, care firmă și-a recuperat banii respectivi în an, așa, în prețul gazelor. Nu e adevărat, n-are voie. Dacă nu are licență, nu poate să distribui gaze. Da, și ar trebui să fie retrasă licența respectivă câtă vreme distrigazul nu dorește să facă investiția în comună. Asta este părerea mea.
Da. Investitor, ce zic un mesaj? Investitorul vrea controlul pe facturi. Exact. Ce e greu și coloane separate pe scară sunt plătite total de și coloanele separate pe scară sunt plătite total de locatari. În alte comune din sau localități din județul Buzău s-a putut și fără distrigaz și sunt zeci și sute de comune în țară, cred, da? Fără distrigaz. Da, au licențe de distribuire pe zonele respective. Da, aici are distrigaz. Sunt firme care au obținut licența pentru comuna perfect respectivă. Perfect. Nu se poate la Poșta Călnău? Păi nu se poate, pentru că are licența altcineva. Da, dar câtă vreme distrigazul nu dorește să facă investiția, mie mi se pare incorrect. Deci a spus-o și telespectatorul respectiv. Comuna, împreună cu locuitorii care doresc, pentru că sunt și unii care nu vor dori să aibă gaze naturale, respectivii trebuie să-și plătească instalația până la branșarea de, la magistral, mă rog, la rețeaua națională. După deci aceea, ei să plătească tot proprietare. Da? Exact. Și pe urmă distrigazul branșează după ce verifică calitatea lucrărilor și devine proprietatea. Așa, da, vin și ei și dau cu plaivasul și după exact. Și după distrigazul aceea, doar cere bani pentru pe distribuția de gaz, că de-aia îl cheamă distrigaz. Distribuția de gaze, exact. Perfect. Deci da, vor bani fără să investească nimeni. Investesc proștii de săteni de acolo, da, și distrigazul doar face profit. Păi perfect. Investesc ca să beneficieze de serviciile distrigazului. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul avocat, mulțumesc și telespectatorilor acestei emisiuni. Rămâneți pe Campus TV, urmează jurnalul peste un sfert de oră. Eu îmi iau la revedere, dar mai înainte urmărim un material legat de cazul Danielei Vlădoiu, cazul umanitar pe care l-am promovat. Colegii mei, eu luat astăzi un scurt interviu mamei acesteia. Înțeleg că e vorba de o sumă de aproape 55.000 de euro pentru continuarea tratamentului și pentru operația de eliminare a tumorei din organismul acesteia. Vedeți declarația mamei Daniele, încă o dată spun la revedere. Dar sper din tot sufletul să fie de ziua băiețelului pe 13 iulie acasă, să-i facem ziua băiatului și să vină sănătoasă acasă, cu toate că o să mai dureze puțin, că deci marți a fost operată la rinichiul drept, că avea numai în rinichiul stâng, așa au decis medicii de acolo, că e bolnav și rinichiul și să nu aibă complicații la operație când o va face. Iar ieri a început prima chimioterapie și am înțeles că o să dureze 21 de zile când urmează și cealaltă, o să facă 3 și după aceea urmează operația. Da, și cred, o să aflu de seară, sigur, când va veni acasă, că nu poate să stea, că e costurile foarte mari acolo, să stea 21 de zile acolo, o să îi dea programul sau pentru ce urmează, ce intră acolo, să dea un program a medicamentului, să facă aici acasă, da, s-a oferit de la Crucea Galbenă că va veni personal, a venit o doamnă și a spus că dacă are nevoie de tratament vine acasă și îi face, să, că dacă nu poate să meargă. Și după aceea o să spună medicii când va veni să întoarcă acolo la clinică pentru operația, pentru scoaterea tumorilor, că am înțeles că are 2 tumori, sunt foarte mari, de asta face chimioterapie ca să le mai micșoreze și nu vor să riște, ca să mai rămână vreo celulă, să recidiveze foarte curând cum a pățit a doua oară. Având în vedere cazarea, având în vedere intervențiile chirurgicale pe care le-a suferit la nivelul rinichilor și toate celelalte tratamente, bănuții pe care Daniela până acum i-a strâns s-au terminat. Da, a avut noroc că a plătit salvarea de aici, de când a plecat, așa, și noi nu avem de unde să știm exact câți bani mai are pe cont, că nu este nimeni titular, doar ea, doar când va veni în țară o să vadă ce bănuți mai are acolo în contul ei.
Iar operația, am înțeles, a scris și ea acolo, costă 54.000 de euro, în afară de cazarea care va fi după operație și tratament. Am înțeles că o să-i dea un tratament după operație să urmeze acasă și după o perioadă trebuie să meargă la control înapoi în Turcia.